Bun găsit, dragilor, la o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi vreau să vorbim despre sport și eroi. Echipa Națională de Fotbal a României pentru Nevăzători este un proiect început în 2013 de Comitetul Paralimpic Român în colaborare cu Federația Română de Fotbal. Sportivii noștri țintesc către marea performanță, se califică la turneele finale și ne dau o lecție despre cum se joacă fotbalul altfel. Avem astăzi în platou, direct de la sursă, selecționerul echipei naționale, domnul Sorin Lepădatu. Bine ați venit! Bună seara! Și, bineînțeles, una dintre vedetele echipei, sportivul nostru Cosmin Calotă. Bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit! Și pentru că nu se putea altfel decât să am și întrebări de la un expert în acest domeniu, Liviu Ganea. Bine ai venit, Liviu! Bine v-am găsit! Și da, expert pentru... e mult zis expert. Ai întrebările tehnice la tine! Măcar întrebările tehnice, da, pentru o parte din chestiile astea. Bun, vrem să aflăm cum se joacă, vrem să aflăm care sunt diferențele, ce este nou, care sunt regulile, pentru că este un sport despre care, cel puțin în platoul Metropola TV, nu s-a auzit până acum. Deci, domnule antrenor, cred că ar trebui să începem cu începutul. Cum a luat ființă această națională de fotbal? Deci, după cum bine a zis, acum 10 ani, prin, să zicem, mărinimia UEFA-i, au finanțat un proiect de implementare a fotbalului în țările care nu aveau încă acest sport updatat. A existat o săptămână un cantonament la Cluj-Napoca, a venit chiar președintele Comisiei de Fotbal de la IPSA, ne-a prezentat regulamentul, ne-a adus două mingi, dacă mi-aduc bine aminte, pe vremuri, și au făcut o săptămână, practic, pregătire, explicarea regulilor, încadrarea medicală a sportivilor, că și aici e un subiect de discutat, pentru că fotbalul e împărțit practic la nevăzători în două categorii, B1 și total nevăzători, care pot juca la campionatul european, mondial și jocurile paralimpice, și B2 cu B3, cei care au un rest de vedere, joacă separat, dar nu pot participa la jocurile paralimpice. Practic, deci acum 10 ani s-au făcut primii pași în acest domeniu cu ajutorul Comitetului Paralimpic și al Federației Române de Fotbal. În momentul de față dispunem de două terenuri de joc la nivel european. Pot spune cu mândrie că România a organizat 3 turnee de calificare pentru campionatul european, unde, spre satisfacția mea și spre bucuria băieților, România s-a calificat de 3 ori consecutiv la campionatul european. Noi fiind totuși un pic în urmă, povesteați înainte de emisiune, față de celelalte țări europene și cu atât mai mult față de celelalte țări din lume, nu având o istorie atât de mare în ceea ce privește fotbalul pentru nevăzători. Dar cum am zis, practic fotbalul la noi a fost adus acum 10 ani. Și restul țărilor cu mult mai mult timp, nu? Cel puțin 25 de ani, dacă ne uităm la America de Sud, la țările, să zicem, mult mai dezvoltate în Europa, cum Anglia, Franța, Germania, Italia. Noi am reușit performanța ca în 10 ani, practic, să jucăm la 3 turnee europene finale. Asta cred că e o veste foarte bună, pentru că, având în vedere istoria atât de mică a anilor, e o performanță bună și ne bucurăm că, până la urmă, Federația Română de Fotbal a reușit prin toate investițiile pe care le face și, așa cum vorbeam și de la Cluj, mi-a spus că o să apară un alt teren de genul ăsta care va fi la fel cu mantinelă și cu toate condițiile, pentru că eu cred că trebuie cumva dezvoltată toată treaba asta și sunt mulți oameni, așa cum mi-a spus și dumneavoastră, care sunt nevăzători și poate pe unii dintre ei reușim să-i aducem către fotbal. Clar, Liviu, așa este. Dacă ne gândim un pic, Europa față de celelalte continente e cu un minus, ceea ce e bine, că nu mai există nevăzător total. Dar pentru fotbal, pentru nevăzători, e un mare dezavantaj. Doar dacă ne uităm la America de Sud, în Brazilia, la ora actuală, există 55 de echipe de fotbal cu jucători total nevăzători. Aia înseamnă undeva la 550 de jucători activi și nu ne miră de ce Brazilia e de 4 ori consecutiv campioană mondială. Da, pentru că au selecția, au de unde alege, da. Practic. Și îți dai seama ce trial e acolo, toată lumea trage să fie în primii 10, să fie în echipa mare a Braziliei. Argentina la fel, se cadrează undeva pe la 35-36 de echipe naționale. Columbia la fel. Pe partea cealaltă, dacă vorbim de continentul asiatic, un mare plus pentru China, dacă spun că există 30 de milioane de nevăzători în China.
Deci mai mare deci decât... acolo vorbim deci o plajă de selecție, foarte mare. Bucurie pentru toată lumea. Japonia care a dus practic fotbalul la alt nivel, vorbesc organizatoric în primul rând, cele două excepții, China și Japonia. În rest, Laos, Cambodgia, Vietnam, sunt la nivelul practic al Europei. Sunt, au nevăzători foarte mulți, acolo în schimb nu au bază, nu au condițiile necesare practic. Da, da. Pentru a dezvolta fotbalul cum clar, trebuie. Și dacă vorbim de Africa, încă nu știm clar câți nevăzători sunt în Africa, dar sigur e un potențial foarte mare. Și s-a dovedit că Marocul, la ultimul campionat mondial, a locul 3. Au câțiva jucători fantastici, unul din el pot să zic că poate al doilea Messi în lumea nevăzătorilor. Un jucător talentat. Foarte, foarte, care are toate simțurile în afară de văz super dezvoltate. Ceea ce și trebuie pentru a progresa în sportul cu balonul rotund. Înainte să vorbim despre detaliile tehnice, pentru că sunt convinsă că toată lumea se întreabă care sunt regulile, ce se întâmplă, Cosmin, aș vrea să te întreb cum ți-ai descoperit această pasiune pentru fotbal? Da, această pasiune pentru fotbal am descoperit-o de mic, de la școală. În primul rând, neavând mingi adaptate, le-am adaptat noi. Și ce făceați? Puneam mingea într-o pungă, ca să o auzim, cutia de conservă băgam pietricele în ea, tot așa să ne bazăm pe sunet. Așa am început noi să jucăm fotbal la școală. Și ulterior, cum ai aflat de potențialul de a juca într-un mod profesionist fotbal? Ulterior am mers la, acum 10 ani, la Cluj, la primul cantonament al echipei naționale, pot să spun. Și de acolo mi-am redescoperit pasiunea pentru fotbal. Oricum, Cosmin avea o slăbiciune pentru sporturi în general, el fiind în acea vreme și component al echipei naționale de golbal, alt sport care joacă cu minge, dar nu cu piciorul, cum e fotbalul, e cu mâna, practic, se aruncă, joacă 3-3, se aruncă cu mâna minge și se apără. Păi, uite, cu altă ocazie, Cosmin, te așteptăm să vii pe la noi să ne povestești și de acest sport. Mare drag, sigur. Plus, cu siguranță e foarte interesant. La școala din Cluj. Deci e foarte bine topografia, terenul din Cluj. Deci cu atât mai mult va fi un avantaj. Da, mi-a fost foarte simplu să mă readaptez la fotbal. Dacă tot am vorbit de Cluj, pot aminti că, deci v-am zis mai devreme că sunt două terenuri oficiale în România. Unul la baza Mogoșoaia Buftea, al echipei naționale, și unul inaugurat recent, acum 2-3 săptămâni, în incinta școlii de liceului de nevăzători, pentru nevăzători din Buzău. Ambele, practic, numai cel din Buzău, a fost construit printr-un proiect cu CNI, cu Compania Națională de Investiții. De asemenea, lângă teren, în scurt timp, se va inaugura prima sală oficii, adaptată total pentru persoanele cu dizabilități. Deci asta e un lucru bun. Deci, practic, și în anotimpul rece, cumva băieții se pot pregăti acolo, pot clar juca și, de ce nu, organiza iarăși un turneu așa cum s-au mai organizat, de fapt, și la Buzău. La ultima discuție avută și cu Consiliul Județean Buzău, practic, vom încerca să folosim la maxim această sală, nu numai pentru fotbal, dar și pentru restul sporturilor care le practică nevăzătorii, dar și în colaborare cu Comitetul Național Paralimpic pentru restul persoanelor cu dizabilități fizice. Deci, practic, se vor îngropa toate sporturile pentru nevăzători acolo. Practic, spre Buzău, din inaugurarea acestei sări. Asta e un lucru bun și uite de ce nu putem da o idee poate și la Cluj, dacă să ne gândim că e o sală foarte frumoasă, mare, dacă ea poate fi adaptată cumva cu niște mantinele sau cu ce avem nevoie acolo, pentru alte sporturi, pentru cei nevăzători. Să fie. Asta spun. Adică, cred că implică o construcție de la zero, ci doar practic, adaptare. Nu neapărat. Terenul de fotbal poți să-l adaptezi. Dacă ai un teren de 40x20 de mini-fotbal, dacă ai dispune de acele mantinele, care adevărat sunt un pic cam scumpe, începând undeva de la 35.000 de euro un set de mantinele, practic poți să muți acele mantinele pe orice teren de 40x20. Ok, da, haideți să... Sigur. Acum, dacă tot am intrat în detalii. Exact, astea... păi tocmai, haideți să explicăm, pentru că vedem în momentul de față pe ecran imagini cu băieții jucând. Vedem că este un teren de mini-fotbal, cum îl cunoaștem cu toții, care are adaptat această structură de mantinele, îmi spuneați, asemănătoare cu cele de la hockey. Da. Deci pe lateralele de 40 ce rol de metri... Ce sunt două mantinele pe stânga și dreapta, de 40 de metri, 1,10 m înălțime și cu înclinație spre exterior de 7-8 grade. Practic, fotbalul se poate juca ca la hockey cu ajutorul de acea mantinelă. Okay.
Plus că mingea care e o minge normal de fotbal, numai că are clopoței înăuntru. Păi haideți să și arătăm, pentru că ne-ați adus-o aici și cred că am putea să o vedem. Și se și aude foarte bine. Deci înăuntru sunt 5 cutiuțe metalice care au niște biluțe înăuntru. Și practic nevăzătorul care nu vede deloc, plus care ochelarii care sunt adaptați pentru a fi sigur că nu văd, ei nu se ghidează decât după sunetul produs de aceste biluțe. Deci, mingea este un pic mai mică ca și dimensiune față de cealaltă. O idee mai mică. Sunt două modele, depinde. Marea majoritatea mingilor, ca și fotbalul normal, sunt făcute în Pakistan. Da, da. Sunt două firme mari în Pakistan care produc aceste mingi. Una face o idee mai mare, una modelul care îl avem în față. Foarte frumos modelul, personalizat cu Federația Română de Fotbal. Pentru echipa națională a României. Echipa națională a României a fost făcută. Și detaliul că ele nu sar foarte mult, da, mingile de genul. Și atunci te ajută acele mantinele nesărind nici mingea, practic joci cu mantinela, te ajut de ea. Exact. Cosmin, înainte, când voi vă strângea să jucați fotbal, îmi spuneai că la terenurile sintetice vă folosesc pur și simplu de exteriorul făcut pur și simplu de la ei, nu? Da. Și acum faptul că există aceste mantinele, practic vă ajută pe voi suplimentar pentru regulile care sunt în desfășurare. Păi da, noi și în timpul liber, când mergem la fotbal, încercăm să păstăm regulamentul. Să nu ne abatem de la regulament, așa că ne ajută foarte tare. Și puteți să mergeți în timpul liber, presupun, și la cele special amenajate, nu-i așa? Ca să faceți antrenamente sau așa mai departe? Da, mergem să jucăm fotbal în timpul liber, sigur. Și acești ochelari, îmi spuneați, un antrenor, că aș vrea să-i arăt un pic și pe interior cum sunt, dacă mă ajută un pic colegii. Acești ochelari sunt folosiți pentru protecția sportivilor. Și pentru protecție. Vedem. Și pentru protecție. Ok. Uite că se vede acum foarte bine. Și pentru protecție în cazul în care există accidentări. Am înțeles că sunt totuși destul de multe accidente. E un sport de contact care inevitabile sunt accidentele în general ale feței, multe fracturi de piramidă nazală. Am mai scos anul trecut un model, firma Golfix, care are practic o protecție și a nasului. Am văzut și în fotografiile care sunt pe pagina dumneavoastră de Dar Facebook. Dar la un contact foarte dur, poți să ai 3 perechi de ochelari, că oricum accidentare accidentare. Asta vedeam că în ilustrație foarte mulți jucători se foloseau practic de mâini, cumva să vadă unde sunt adversarul, să protejeze un pic. Povestește-ne puțin, Cosmin, cum faceți? În primul rând trebuie să te folosești de mână pentru a te proteja pe tine. Te protejezi tu și după aceea protejezi și adversarul, că te gândești la el să-l protejezi. Și în al doilea rând, având acel contact cu el, poți să-l driblezi mai ușor, să-l ocolești mai ușor. Sau să-l dai la o parte. Dacă ai mai multă forță, atunci da? Îl dai la o parte. Da? În cazul meu, mai bine îi dau la o parte. Foarte bine. Bun, și care sunt diferențele vis-a-vis de regula faultului, spre exemplu? Deci, vorba de teren. Deci, mantinele sunt obligatorii, okay. Plus o mică diferență e la poartă. Poarta înainte, până acum 4 ani, a fost de 3x2, ca la handbal, să zicem. Acum, pentru că forurile conducătoare au observat că nu se dau foarte multe goluri, au mărit poarta și au adus poartă de hockey pe iarbă. 3,66x2,18 înălțime. S-a văzut clar la primul campionat european, practic, aproape s-au triplat numărul golurilor. Și lumea de ce se duce la un meci? Să vadă goluri. Nu ocazii sau numai penaltiuri. Și până la urmă e și bucuria jucătorilor, că te gândești, și a antrenorilor. Adică una e când se termină un meci și, nu știu, cu cât mai multe goluri înscris. Înainte cu ea, Cosmin, el joacă fundaș. Da. Și a fost un turneu în Grecia, unde am câștigat Euro Challenge Cup. Practic, el a devenit golghetorul turneului pentru că a marcat toate penaltiurile. Deci au fost foarte multe meciuri care s-au terminat 0-0, 1-1, s-a ajuns la regula penaltiilor, unde noi am câștigat absolut toate meciurile la penalti, Cosmin fiind singurul jucător care n-a ratat niciun penalti. Este un aspect important. A devenit golghetorul turneului. Din fundaș. Da, din fundaș. Foarte bine. De când au mărit poarta, fundașul își face treaba de fundaș și intră în rol atacant. Da, pentru că nu se mai termină meciuri la egalitate. Asta și e. Atunci și nu există prelungiri. Deci se trece direct la executarea penaltului. Ce nu am specificat noi este că în componența echipei, cei care sunt portari nu sunt nevăzători, spun corect. Da. Asta nu am specificat. În teren joacă, să le spunem practic, oamenilor. 4 jucători nevăzători și portarul e văzător. Mai mult de atât, echipa are un ghid în spatele porții unde atacă.
tot văzător, care practic coordonează atacanții. Deci terenul e împărțit în... Îl vedem acum în spate, pe ecran, da? Domnul din spate este cel care îi ghidează. Care e ghidul echipei. Ok. Ați văzut? Și care indicații. Îi spune practic unde e zona liberă. Vedeți? El s-a mutat în stânga. Pentru că acolo colțul lung era mai liber, portarul ținând colțul scurt. Și care sunt, Cosmin, semnalele pe care le primiți? Că, înțeleg că trebuie să fie foarte scurte și la obiect ca să aveți timp de reacție. De exact. Trebuie să fie comenzile foarte scurte și precise. Adică dacă pierzi mingea, spune, un metru în fața ta e mingea sau doi pași la stânga, sau, dar foarte scurt. Asta pentru fundaș. Pentru... Să poată recupera mingea mai repede. Exact. Pentru atacanți, practic, vei spune... Driblează spre stânga, vezi că ai doi jucători în partea dreaptă, încearcă să intri prin stânga, nu prin dreapta. Spune, mai ai 4 metri până la poartă. 7 metri, te apropii de poartă. Da, cumva să te orienteze în spațiu și în teren. Practic, el e ochiul tău, ghidul e ochiul tău. Atent cu piciorul la minge și cu urechea la ghid. La ghid. Da. Este un regulament al limbajului, adică sunt niște termeni standard care trebuie folosiți sau pot fi adaptați și în funcție de, nu știu, cum le este mai lejer lor? Adică sau este obligatoriu să se spună într-un anumit fel? Hai, Cosmin, zic că ești Nu, este un anumit limbaj care toți jucătorii îl știu. Este un cuvânt care se numește voi. Tu când ataci mingea, ai mingea la picior, nu ești obligat să folosești acel cuvânt voi. Dar dacă mingea s-a depărtat de piciorul tău la un metru, atunci când alegi după ea, trebuie să spui și tu voi, ca să nu te lovești de adversar. Ca adversarul să știe ce urmează tu, ca tu exact. Să faci. Tu, practic, ca atacant, trebuie să știi unde sunt fundașii și fundașii la rândul lor trebuie să știe cumva unde e atacant. O informare în timpul jocului. Și atunci, sfaturile antrenorului, ghidajul portarului sau al ghidului, completat cu acest voi, practic ar trebui să te ducă să nu existe accidentări, să ajungi până în fața porții. Dar, în general, te ia jocul. Te fură jocul, uiți să zici voi sau zici foarte târziu și în momentul ăla survine accidentarea și atunci arbitrii, ca în jocurile de basket, te penalizează cu fault individual sau de echipă. La 4 faulturi, al 5-lea e penalty. Și îți dă fault pentru că ori le-ai zis voi, ai zis prea târziu voi, ori nu ai zis deci, voi. Deci cumva în asta constă și foarte mult antrenament pe care îl faceți dumneavoastră cu băieții, în care întotdeauna nimeni să nu uite să spună acest voi sau să-l spună la timpul potrivit. Săracii au ajuns să zică și în somnul voi. Când am pus piciorul pe terenul de fotbal, deja numai voi. Numai... Da, de la încălzire și arbitrii. Ei sunt permisivi, totuși un pic mai permisivi decât arbitrajul la fotbalul normal. Încearcă să ajute jucătorii. Acum n-are ce să facă dacă tu n-ai zis voi deloc. Poți să spune în locul tău. Să-i voi, să-l ajute. Spune voi să te aud. A trebuie să zici tare, nu trebuie să mormăi să te audă. Că, până la urmă, interesul este să nu te accidentezi. Și asta implică și un sport jucat la nivel cât de cât profesionist. Adică să respecte toată lumea regulile. Clar. Că la un nivel, când ajungi la un campionat european sau un turneu de calificare, acolo joci cu echipele astea mari, care v-am zis, care joacă de 20 de ani. Aia nu te iartă. N-ai zis. Te-a lovit, te-a luat ambulanța sau medicul, te-a pansat. Depinde dacă mai ești jucător de rezervă. Ăsta e riscul cel mai mare, pentru că în momentul în care n-ai spus pot surveni accidentări, așa cum spune și dumneavoastră, ai nevoie de jucători pe bancă, ai nevoie de jucători care să înlocuiască și atunci... Un turneu european ține cam 12 zile și se joacă la o intensitate în care vreau să zic că după două meciuri, dacă n-ai o bază de recuperare și jucători de rezervă care să te ajute, foarte greu îl duci. Deci e foarte important și lotul, în orice turneu din acesta. E important cine vine de pe bancă cu suflu nou, să fie odihnit. Și cât de cât să ai schimbări care, indiferent la orice ore le faci în timpul meciului, să suplinească jucătorul titular. Da, și asta trebuie să spunem că se joacă 4 plus 1, practic. Da, adică sunt 4 jucători în câmp și un portar care este, care este văzător. Da. Și în momentul în care, să spunem, este organizată o competiție de genul acesta internațională, la nivel național, cum faceți această selecție? Vin ei spre tine sau spre voi sau Asociația Națională a Nevăzătorilor vă spun de oameni care își doresc să participe, care vor să învețe? Cum se face? Deci, clar, totul se face prin intermediul Asociației Nevăzătorilor, care are Consiliul Central, Consiliul Director în București și 33 de filiale, aproape, practic, în fiecare județ. Deci noi toți membrii nevăzători sunt membrii Asociației Nevăzătorilor.
noi anunțăm. În perioada 10-20 august se va face selecție pentru echipa națională, trial la Buftea. Ei împrăștie informația în județul respectiv. Și atunci, văd că, practic 4, câți 5, sunt interesați, vin, cât vor să vină. Da, vin la selecție. Dacă din 4-5 găsești unul, să rămână. E bine. Da, e bine. Din păcate, nu pot să-mi explic de ce, ori e autoprotecția asta că nu vor să se accidenteze, ori sunt foarte comozi și le place să se scoale undeva pe la ora 10 sau să nu se ducă. Da, cum discutam, până la urmă, fotbalul da, și integrarea asta într-o echipă placă, națională da. Înseamnă și o altă deschidere pentru ei. Sportul e elementul care integrează persoana cu dizabilități în societate. Așa cum tu ai fost, Cosmin, pasionat de fotbal încă de foarte mic, automat aici a venit ca o bucurie, ca o plăcere. Dacă se întâmpla când, acum și mai mulți ani, cu siguranță ai fi participat de foarte devreme. Categoric, categoric. Și asta încerc și eu prin toate mijloacele să le insuflu, să le transmit plăcerea pentru a juca fotbal. Să-i conving să vină la... măcar să vadă. Măcar să vadă și după aceea poate că reușesc să... Poate au curaj un pic după. Să realizeze că... nu e același lucru, stai închis între patru pereți, să nu ai nicio activitate. Există atâtea modalități, locuri de muncă, multe, puține cât sunt, ar trebui să ducă, practic să vrea să muncească, sport. Că nu numai fotbal există la nivelul nevăzătorilor. Mai există și golbal, mai există și șac, mai există și popice, există și bowling. Ideea este doar să vrei, să te duci către clar. Sport, nu neapărat că fotbal. Nu toți poate să joace fotbal, cum nici sport. Toți nu poate să joace șac. Deci fiecare trebuie să-și găsească locul și eu sunt convins că dacă îl caută, îl găsește. Dar în momentul în care avem copii, spre exemplu, care vor, al căror părinți automat sau chiar și ei, vor să se îndrepte către un sport, oricare dintre acestea, dar vorbim în speță de fotbal în momentul de față, pot veni către un anumit centru. Există în România un loc unde pot veni să practice fotbal? Da și nu. Practic, noi avem în România 7 școli pentru nevăzători. Școli care încep de la grădiniță până la liceu, unde, sigur, au ore de sport. Se practică, cum am zis, la Buzău, la Cluj, se practică și fotbalul. Că, practic, de acolo ar trebui noi să ne găsim noi jucători, să-i găsim. Să ajungă la o vârstă, să înceapă undeva de la 12 ani, 13 ani și undeva pe la 18 ani, 17 ani, să facă primii pași către echipa mare. Depinde acum. Dacă ai un director foarte bun, căruia îi place sportul, se va face sport în școala respectivă. Dacă ai un profesor de sport în școală care vrea mai mult decât a trece luna să-și ia salariu, se poate face sport. Acum, dacă nu sunt integrați în sistemul educațional și mamă mică vrea să-și aducă un copil care e la o școală normală, de a-i nevăzător, că au dreptul de a studia la școli clar. Normale, pot veni la asociație în orașul în care sunt, cum e, de exemplu, Bucureștiul. Când avem cantonamente sau când băieții mai ies la o miuță, cum se zice în lumea fotbalului, sâmbătă, duminică, lângă Stadionul Național, poate să vină să joace. Deci lumea e deschisă către ai primi pe toți și să vină să poată experimenta și, bineînțeles, de ce nu să fie lotul național de mâine? Acesta este și scopul, nu? Asta le explicăm și noi. Ei sunt viitorul de mâine. Presupun că și mergeți, nu? Mergeți prin, ați avut perioade în care ați mers prin aceste școli să le povestiți, da, să le explicați sau e constant? Inclusiv împreună cu Federația Română de Fotbal. Dacă mi-am aminte, în toamnă, în noiembrie, când s-a jucat România cu Slovenia la Cluj, am avut o întâlnire cu domnul Răzvan Burleanu și cu staful de la Federație. Au venit în școala de nevăzători la Cluj, le-au adus cadouri din partea Federației, inclusiv mingii, am ieșit pe terenul care încă nu e nou, pe terenul vechi, am schimbat un pic de pase cu copiii ăștia nevăzători, de la clasa 4-a până la a 11-a au fost copii pe teren, după care au fost invitați 60 de copii să participe la meciul Slovenia-România. Da, e cumva importantă apropierea asta și chestia pe care Federația vrea să o facă, să transmită cât mai multor copii care poate încă nu au ajuns la aceste școli, poate vor să practice fotbalul sau alte sporturi, să fie atrași cumva de chestia asta și să știe că ei pot face chestia asta organizat, într-un mod organizat și că nu se oprește acolo totul și că poate continua chestia asta către echipa națională, că asta e cel mai important, clar. Să formezi cumva această pepinieră de noi jucători care trebuie să apară la echipa națională. Partea Federației Române și Asociației Nevăzătorilor, toată deschiderea a fost
Ultimul exemplu a fost de săptămâna trecută de la meciul România-Belarus. 105 nevăzători au fost la meci. E foarte atât important. De la școala de nevăzători din București. În București sunt două școli. Una chiar în Vatra Luminoasă, lângă Stadionul Național, și mai e o școală de slav văzători undeva pe lângă Hala Traian. Atât jucători de la elevi de la cele două școli, plus jucători din echipa națională, împreună au fost la meci la România-Belarus. Dar spre deosebire de un meci obișnuit de fotbal, aici pentru că pentru ei e necesar să audă mingea, să audă indicațiile, sunt mulți factori externi. Trebuie să fie liniște, presupun. Absolut. Nu putem să avem o galerie cum mai fost Olivier obișnuit. Există. Pentru că altfel nu se pot există coordona. Există și acea galerie, dar trebuie să tacă rigură. De asta zic, chiar mă gândeam la turneul ăsta de care spuneați de la Paris și mă gândeam dacă acolo o să fie 6.000 de oameni, adică e cumva un regulament care trebuie respectat. Care... Nu poate să fie respectat. Acum, dacă ne gândim că suntem țări latine... e mai greu. Mai greu. Dar nu, în general e liniște, plus că organizatorii au obligația de a pune în tribună persoane care au niște panouri cu silence please during the game, se mai ridică când încep oamenii să... Ne începe tribuna să freamăte. Foc se scoală, afișează. Cum ai și mingea, e un speaker care îi roagă să păstreze liniștea. Dar, cum am zis, fiind latin toți, practic fotbalul ăsta, mă uit în America de Sud, plus Italia, Spania, e greu să-i stăpânești, dar în general e liniște. Și când se exteriorizează la cât un gol, îi lasă. Îi lasă în pace să se bucure puțin, după aceea se revine la normal. Da. Cum putem să vedem un meci al echipei naționale de nevăzători în momentul în care aveți ceva acțiuni aici la Buftea? Se poate veni? Este intrarea liberă? Cum se procedează? Da, intrare liberă. Practic noi pe sistemul Asociației Nevăzătorilor, atât Facebook cât... Cred că și site și peste tot. Sunt anunțate toate meciurile sau cantonamentele când sunt sau meciurile amicale. Plus Federația Română de Fotbal postează pe... Da, peste tot, Federației, exact. Practic, și aici am avut un suport foarte mare de la ultimul turneu de calificare. Practic, toate meciurile au fost live streaming de la Buftea, s-au văzut. Plus, dacă vrei primii pași să-i faci, poți să te uiți pe YouTube, doar scrie echipa națională de fotbal. Și vedem imaginile pe care le-am văzut și noi acum, nu-i așa? Exact, mă uitam adineauri la câteva meciuri, câteva faze din câteva meciuri. Asta e meciul cu Italia, de exemplu, unde, din păcate, am pierdut cu 4-2. Cum e, Cosmin, să jucăm cu naționale ale unor țări atât de importante pe care foarte mulți le admiră la acest nivel? Cum vă simțiți voi? Păi, în primul rând ne simțim împliniți ca și fotbaliști și când intri în teren îți dorești să-i depășești. Și de multe ori chiar ni s-a întâmplat să facem meciuri strânse cu campioana europeană actuală, campioana europeană Franța. Primul meci oficial s-a terminat 0-0. Anul trecut, din păcate, am pierdut cu 2-1 în ultimele 30 de secunde. Care a fost cea mai frumoasă victorie pe care ați avut-o? Una dintre ele, poate. Păi, automat rămâne prima victorie în finala, în primul turneu de calificare, în finală cu Georgia. Eu cred că cel mai bun rezultat a fost un meci egal. Bine, cu Franța, dar... 0-0 cu Franța, care era campioană Europei. Și care are o istorie de peste 20 de ani în acest domeniu. Am mai făcut un meci extraordinar cu Rusia, la Chișinău, la un turneu. Da, am făcut 2-0 și erau campioni Europei, Rusia atunci. Plus, anul trecut am jucat cu Brazilia, campioană mondială, la turneu, la un Grand Prix la Strasbourg. Adevărat, am pierdut cu 3-1, dar în faza grupelor a fost singura echipă care a marcat gol Braziliei. Este un lucru foarte important dacă să ne gândim, cum a spus mai devreme, la baza de jucători pe care o au brazilienii. Adică dacă vorbim de peste 500 de jucători, da, nu? Clar, acolo. Clar. M-am uitat. Bucuria, chiar pentru că am pierdut meciul, n-a fost o tragedie. Numai golul ăla marcat de Kovac Florin a făcut toți banii. Pentru asta trebuie să joci fotbal. Chiar dacă pierzi meciul, dar ai marcat Brazilia un gol, e un sentiment extraordinar. La orice nivel, da. Sunt convinsă. Cosmin, cum e în cantonamente? Ce faceți? În cantonamente pregătirea corespunzătoare și între antrenamente mai jucăm un remi, o carte, mai citim, povestim între noi.
Bineînțeles, ce se face în cantonament? Exact. Nu e așa? Exact, uite. Și lucruri care nu se spun la televizor. Nu, e foarte bine. E foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta și prin lucrurile astea pe care noi le povestim aici ar trebui cumva să reușim să atragem poate și pe alții. Poate sunt care sunt acasă, care au de gând să au meargă copii, către... Au rude. Exact, vor să meargă către sport, vor să meargă către fotbal, de ce nu? Pentru că, așa cum am spus-o, avem nevoie de această bază de jucători și numai în felul ăsta cred că îi putem atrage de acolo. Să vină către fotbal, să vină către sport, să socializeze, să se integreze, să facă toate aceste lucruri, pentru că e păcat, așa cum spunea și domn profesor mai devreme, de ce să rămâi într-o casă, să stai între patru pereți, când ai atât de multe chestii pe care le poți face? Clar, informația dacă circulă e foarte important pentru baza de selecție. Îți dau un exemplu care pe mine m-a șocat un pic. Ultimul jucător care a venit la echipa națională, în cantonament, un băiat de lângă Suceava, care m-a sunat vreo două săptămâni de cantonament și l-a întrebat, bun, de unde e numărul meu de telefon? Eu bănuind că de la filiala de unde e el, din zona Sucevei a rondat. Și a zis, nu, am numărul nostru din Austria. E bun, Austria, de unde e numărul meu din Austria? Avea un prieten, are un prieten care e o persoană cu dizabilități fizice, motorii, care joacă rugby în Austria. Și atunci, din vorbă în vorbă, nevăzătorul meu cu, să zicem, cel fizic, să nu zic eu, da? Au vorbit și a zis, stai că-ți fac eu rost de număr, au intrat pe site și au găsit numărul meu de telefon. M-a sunat și așa a ajuns la echipa națională. Asta spun, deci un jucător a ajuns în felul ăsta la echipa națională. Da. E foarte importantă expunerea și e foarte important ca toți acești băieți să afle, domnule, unde trebuie să sun, adică pe cine trebuie să caut, care e numărul de telefon. Că e promovate aceste canale, da, astfel exact, încât să fie foarte ăsta... facil. Nu să faci un ocol prin Austria, da, pentru eu asta. Eu am rămasimit, că nu vrea să cred că din Austria poate să avea numărul de telefon. El fi membru la filiala din Suceava. Deci mă așteptam mult mai repede filiala din Suceava. Automat să-l îndrume către, vreau și eu să fac asta. Da, și a ajuns prin Austria numărul meu de telefon. Oricum, benefic pentru el și pentru echipa. Da, și sperăm să fie la cât mai multe cazuri de genul ăsta, în care să apeleze, în care să vă contacteze pe dumneavoastră și să vină către fotbal, să vină către echipa națională. Deci eu zic că din punctul nostru de vedere, ca Asociația Nevăzătorilor și a Federației Române de Fotbal, sigur, e loc și de mai bine în ce privește împrăștierea informației. Dar să zic că mai repede gestul care a făcut dumneavoastră de a ne invita astăzi aici ar trebui urmat și de alte televiziuni. Poate o dată la două luni invitat nu numai pe problema fotbalului, ci pentru alte sporturi, pentru persoane cu dizabilități și alți sportivi, că sunt rezultate. Acum dacă m-aș apuca să vă spun că... Sunt o grămadă, noi sunt foarte apropiați de emisiunea noastră, cei de la proiectul Invictus, cu militarii răniți pe front, care vin foarte des. Și când încep băieții noștri de la Invictus să enumere toate medaliile pe care le iau, atât la jocurile Invictus, cât și în alte competiții, păi ne trebuie o oră. Exact, sau la o grămadă de alte variante. Deci îți trebuie o oră doar ca să enumere toate medaliile, pentru că sunt oameni care automat... Noi avem la nevăzător. Ating performanță. Cum ziceam și mai devreme, mai sunt câteva sporturi. Am o fată care... Știi că a titlul de 6 ori de campioană europeană și de 2 ori mondială la popice. Foarte important. Păi să știți că o să ținem legătura. Total. În Sibiu, o fată extraordinară, plus adevărat că după Croația, România e numărul 2 în Europa ca performanțe și ca număr de medalii. Deja s-a ajuns la 22-lea campionat european, care va fi organizat chiar de mine luna viitoare la Târgu Mureș. Asta spune. E foarte bine să spunem această informație, că e foarte multă lume care vrea să vină să... Sunt convins. Atât timp observe. Și la tenis de masă pentru cei în cărucioare. După aia un tir cu arcul. Eu prima oară n-am crezut că există tir cu arcul pentru nevăzători, ca și tir obișnuit. Dar există. Avem da, chiar băieți mi-aș dori să avem o emisiune cățărat, și pe temele acestea. Paraclimbing, pe perete la cățărat. Să ești nevăzători. Campion european la judo la nevăzător. Nu mai vorbim de Alex Bologa, care... Alex Bologa, adică... Medalia la ultimele două jocuri paralimpice la judo. Tot așa, nevăzător total. Titlul mondial. Poate și alții vor lua exemplul nostru de la cum am făcut noi aici la Metropola și să vă invite și pe dumneavoastră să vorbiți și despre fotbal, și despre celelalte turnee, unde vă găsesc, ce să fie cumva o vizibilitate mai mare. Dar cum vă
v-ați găsit această pasiune, domnule antrenor? Pentru mine a fost greu. Eu provin și mama mea și tatăl meu n-au văzut. Au fost două persoane nevăzătoare, dar adevărat și-am pierdut vederea urmarea unor accidente. Asta e motivul de care eu n-am probleme de vedere. Și la viața mea am făcut un not de performanță și am fost și sunt șeful departamentului sport la Asociația Nevăzătorilor din România. Deci, practic, viața mea se învârte în jurul acestor băieți nevăzători. Dacă aș număra prietenii văzători, sunt mult mai puțini decât prietenii nevăzători, care la fel încerc să-mi duc copiii, practic, prioritare vor fi persoanele nevăzătoare. Deci, când te naști într-un mediu, deci, practic, eu am crescut, eu m-am născut într-o familie de nevăzători. Și dragostea pentru fotbal, cum a venit? Tot din cauza lor. Tot din cauza lor. Sunt responsabil, da, pentru microb. Tot din cauza lor. Prin poveștile noastre, îi povesteam din școală. Mi-a povestit tata, care în anii 60 a fost elev la Cluj, tot la același Cluj, același liceu din Cluj, mult mai înaintea lui Cosmin. El îmi povestea și nu credeam că au jucat fotbal cu conservă, cu pietricele în ea. Eu care m-am născut cu mingie la bloc. Dar adevărat că erau anii 60. După aia, mergând pe la școli de nevăzători, cunoscut pe Cosmin și ceilalți copii, povesteau cum pun ei minge într-o pungă. Da, domnule, așa că fâșie punga. Așa aud ei. După aia a existat acel contact cu IPSA, că am uitat să o precizez că sunt și vicepreședintele Comitetului Paralimpic Român. Deci, practic, sunt în toată mișcarea asta paralimpică în ce privește sportul pentru persoane cu dizabilități. Și atunci am zis, de ce nu și fotbal în România? Și am reușit prin acel proiect cu UEFA să aducem fotbalul acum 10 ani. Într-o perioadă scurtă, trebuie să specificăm chestia asta, pentru că alte țări au un istoric mai mare. Clar. Că au fost receptivi și că au venit în urmă mare. Și au reușit în momentul de față, cea mai bună performanță fiind un loc 8 la campionatul european. Și de 3 ani de zile suntem loc 18-19 în lume ca echipă națională. Deci, ce nu-i rău, zic eu. N-ar trebui, dacă la cealaltă națională mare discutăm de fiecare dată și așteptăm aceste calificări, putem să ne îndreptăm către alte echipe naționale tot de fotbal, că vorbim despre fotbal pentru nevăzători, că vorbim de fotbal pe plajă, că vorbim de futsal, că vorbim de mini-fotbal, chiar avem ce vedea. Clar. Dar în momentul în care, să spunem așa, aveți un obiectiv, să spunem pentru anul următor, care ar fi obiectivul naționalei pentru nevăzători a României? Ce trebuie anul făcut? Viitor, practic, va fi turneu de calificare pentru următorul campionat european. Încă nu s-a stabilit unde va fi. Până atunci eu sper să mai găsesc cel puțin 2 jucători, dacă nu 3. De ce zic că cel mai bun jucător al României s-a retras anul trecut din echipa națională, a preferat să-și vadă de munca lui, serviciul lui. Am uitat să vă zic că am cel puțin 2 jucători care lucrează în IT. Am citit despre ei. E mai greu cu timpul liber, cu zile de concediu, dar trebuie să te sacrifici cumva. Mai renunți la zile de concediu ca să vin în cantonament. Și s-a retras, eu sper că doar temporar s-a retras. După care, din cauza vârstei, încet, încet, până și Cosmin, cred că într-un an, doi, o să ajungă. Ai un plan, Cosmin, să te lași? Păi, din păcate, da. Nu, vârsta, începe să spună cuvântul. Acum am mai mulți jucători. Am avut un jucător, singur stranier, care a jucat în echipa națională, Adrian Ibotez, îl cheamă, juca la campioana Germaniei. El, stând în Germania, bun, și cetățean român și german, tot nevăzător complet, care, din păcate pentru mine, dar mă bucur pentru el, s-a angajat la una dintre cele mai mari bănci din Germania și practic nu mai există timp liber pentru a practica fotbalul. Alte cerințe, alte rigori în ce privește serviciul. E mai greu cu timpul liber și pentru el și cumva înțelege și dumneavoastră. N-am că e vorba de... Partea mea, chiar sunt bucuros că și-a găsit în detrimentul fotbalului, clar. Și sper să găsim 2-3 jucători, să facem un turneu de calificare foarte bun, un turneu care va fi foarte greu, pentru că anul trecut s-au schimbat regulile, la campionatul european participă decât 8 echipe, nu 10, cum era înainte. Deci va fi bătălie un pic mai mare. Concurența e un pic mai mare. Să nu uităm, Rusia, fostă campioană europeană, e suspendată, deci automat joacă în turneu de calificare dacă vor avea liber să joace. Pe Spania, fosta campioană europeană, am scos-o noi anul trecut, am învins-o în Italia și am retrogradat-o
să joace. Și ia turneul de calificare, Belgia, una din echipele de nivelul nostru. Chiar am jucat acum două săptămâni, am fost în Franța și am jucat cu naționala Belgiei. Ne-a invitat să jucăm un amical. Deci în Franța, ca antrenorul francez al naționalei Belgiei, fost jucător de fotbal la Petrolul Ploiești. Iată ce coincidență. Și la nivelul nostru. Am pierdut meciul cu 2-1, dar acolo suntem și noi și ei. Deci, practic, stăm la nivelul Belgiei ca și... Da, ca valoare, da. Ca valoare. Da. Cosmin, care sunt planurile tale de viitor privind echipa națională? Ce ți-ai dorit cel mai tare? Ce obiective ți-ai propus? În primul rând, mi-aș dori o nouă calificare anul viitor la Campionatul European. După aceea, să fiu sănătos, să pot să ajut cât mai mult echipa națională. Ai dori să, după ce îți plănuiești să te retragi, să rămâi în angrenajul echipei naționale, nu-i așa? Cu siguranță, cu siguranță. Asta voi încerca să fac. Oricum va rămâne, chiar dacă nu ca fotbalist, oricum ca masăr. El termină și liceul de masaj. Și de ce nu? Și cum accidentările sunt multe și recuperarea este necesară, nu? Au nevoie, băieți. Oricum nu poți să schimbi o echipă, practic, toți dați la o parte și aduți alții noi. Nu. Trebuie să o faci în timp, cumva integrați. Trebuie să vede de la aia bătrânii să încerce să le insufle dorința asta de a juca bine, de a câștiga. Și numai prin o emulație de asta bătrân cu tineri putem schimba, să nu avem acele pauze. Am uitat la echipa, de exemplu, a Poloniei. Când am început noi fotbal cu 10 ani, erau pe val. Mai au existat 4 ani jumate, chiar 5 ani, în care ei nu au mai apărut nicăieri. Și aia tineri erau prea tineri. Ar fi important să fie o constanță, noi, asta zic, clar. Cumva, o continuitate să aibă. Uh-huh. Să începem echipa. Și cu cei tineri, să integrăm cumva în această echipă. Dar care ar fi vârsta minimă pe care un jucător trebuie să o aibă ca să nu poată participa? Nu există? Nu există, cum e la fotbalul obișnuit, campionate de junior sau under 18, 20, 21. Nu, poți să joci, dar vă dați seama că un jucător la 17 ani e foarte fragil. Dacă se întâlnește cu un fundaș pe Cosmin. Nu înțeles. Deci cumva contează partea fizică, e foarte important. Foarte important, da. Adevărat că sunt doi jucători în lumea asta care nu arată impecabil ca fizic, dar ce știu copiii să facă cu mingea, nu știu mulți jucători văzători. Și la sportul, la fotbalul ăsta al vestului, există și aici un Messi și un Ronaldo. Am înțeles. Unul francez și unul brazilian. Dar cum să nu joci fotbal? Ne uităm la Viru, la francez, care juca la Girondin de Bordeaux, 5.000 de euro salariu, și aia făcea, bătea mingea de dimineață până seara. Deci, practic, vorbim de, eu știu, de o echipă care își permite să plătească foarte bine. Separat pentru persoane cu dizabilități, și practic ăla era salariul lui. Deci gândiți-vă că el a ajuns să joace fotbal, nu cu minge cu clopoței. Lui ei ajungea unde cade mingea prima oară, să știe unde e. Atât de intuitiv. Da. Și o ureche extraordinară și o dorință de a juca fotbal. Pierdeai mingea, fii sigur că tot el o lua înapoi. Deci făcea... Asta da ambiție și... Da. De brazilieni nu mai vorbim. Că ei sunt născuți cu mingea pe Copacabana, că e cu clopoței, fără clopoței. Automat, știu unde este. Da. Dar îmi spuneați de portar, că este foarte greu să fii portar într-o astfel de situație, că nu ai reflexele chiar formate. Da, chiar vorbeam cu Liviu înainte de emisiune. Poate să fie, alegeți noastră, ce portar vreți, la orice echipă sau la orice valoare, oricum ia gol de la nevăzători. Pentru că sunt, e contraintuitiv ceea ce se întâmplă, nu? Se dau din 4 metri, 5 metri. Și reflexul oricărui portar văzător nu l-are, nu poate să... Exact mai este intuitiv, nu poți decât să ridici mâna dreaptă. Poate mingea vine pe acolo, de-aia va veni pe stânga. Deci nu are timp și Liviu chiar mi-a dat dreptate când dădea el, trăgea la poartă, da? Trebuia să te uiți, să vezi unde e portarul, unde să-i dai, da, pe lung, și, pe scurt. Și cumva spunea că și portarul advers cumva reușea să-ți ghicească lucrul ăsta, uitându-se la corp. La tine, da. Dar tu, asta, că ați dat exemplu băieților care, și Cosmin, care a bătut multe penalturi. Sunt mulți care se uită în jos și execută. Sigur că aud foarte bine clopoței de minge. Mulți jucători joacă practic cu capul un pic o idee mai jos pentru a-și folosi auzul. Și atunci, practic, ei doar să duci pe poartă. Nu-i niciun indiciu al corpului față de portar. El doar atât trebuie să aibă grijă. Piciorul la minge și urechea la ghidul. Care să-i spună unde să șuteze. Și la un moment dat ăla, dacă a văzut ghidul o porțiune spre dreapta sau spre stânga și zice șut, momentul ăla dacă a șutat, portar nu mai are, nici măcar nu mai ridică brațul. Minge în poartă. Nu mai are timp. Da, nu mai are timp.
Bun, dădeam exemplu lui Liviu înainte, că Lehmann, când s-a retras de la Naționala Germaniei, marele portar al Germaniei, echipa de nevăzutoare a vrut să-l convingă să vină să mai joace un an pentru Naționala Germaniei. Pus la un cantonament, a văzut că a luat vreo 3, 4, 5 goluri de la băieții nevăzători și a zis, nu stau eu liniște acasă, bani, am pensie, am. N-are rost să mă complic. Da. Bun, deci, domnule Lepădatu, spuneți-ne repede, unde vă găsesc cei de acasă, pe paginile de socializare? Acasă site-uri? Ne găsesc pe site-ul Asociației Nevăzătorilor din România, chiar așa se numește. Sediu este în Vatra Luminoasă, chiar lângă Stadionul Național, lângă Școala de Nevăzători. Pe Cosmin tot acolo îl găsește, că întâmplător Cosmin e președintele filialei București al nevăzătorilor, deci practic toți nevăzătorii din București, dosarele lor trec prin mâna lui Cosmin. Telefonul meu, doar dacă intră pe pagină, este îl găsește, public. E public, inclusiv pe pagina mea de Facebook, e numărul de telefon acolo. Și al meu pe site-ul asociației. Oricând, cei peste 20 de ani, până în 30 de ani maxim, nevăzători care vor să joace fotbal, un singur telefon și stabilim când, unde ne putem vedea. Sau un singur mesaj pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal pentru nevăzători. Da, mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult, domnule Lepădatu, mulțumim tare cine mult, mulțumim. Cosmin, Liviu. Asemenea, am primit o lecție frumoasă astăzi și am vorbit despre un sport nou. Până data viitoare, rămâneți cu Metropola TV și o seară frumoasă tuturor!